Bine v-am regăsit la 5 minute despre. Sunt sigur că ați văzut nu odată acest semn. El înseamnă izotopi radioactivi. Ce înseamnă izotopi radioactivi e puțin mai greu de explicat, dar dacă nu știți, puteți afla în următoarele 5 minute. Întâi să vedem ce sunt izotopii, apoi vom vedea ce înseamnă că sunt radioactivi. Am vorbit despre izotopi în videoclipul Element Necunoscut, dar voi reaminti câteva lucruri. Un nucleu atomic conține protoni și neutroni. Protonii au sarcină electrică pozitivă, iar neutronii nu au sarcină electrică. Neutronii sunt necesari pentru a ține protonii în nucleu. Sau, dacă vreți, putem spune că ei reprezintă lipiciul care ține protonii în nucleu. Prin cele mai puternice forțe, după câte știm, din univers, numite forțe nucleare. Dar de ce nu vor protonii să stea în nucleu? Pentru că se resping, pentru că au toți sarcina electrică pozitivă și se resping și de aceea nu poate exista un nucleu cu mai mulți protoni, dar fără neutroni. Protonii trebuie lipiți cu ceva. Numai dacă avem un singur proton, nu e nevoie de neutroni. Acesta este cazul cel mai simplu nucleu, nucleul de hidrogen, care este de fapt un proton. Iar atomul de hidrogen este un proton de care este legat un electron. Cel mai simplu și cel mai răspândit element chimic din univers, hidrogenul. Forța care ține electronul aproape de nucleu este o forță electrică, deoarece electronul are sarcină electrică negativă, fiind atras de proton. Deci, în general, în nucleu avem atât protoni cât și neutroni legați prin forțe nucleare, iar în jurul nucleului avem electroni legați de nucleu prin forțe electrice. Pentru că formează împreună nucleele atomice, protonii și neutronii au primit numele de nucleoni. Într-un atom avem exact atâția electroni cât protoni se găsesc în nucleu. Dacă atomul pierde sau primește electroni, se transformă într-un ion. Un ion negativ dacă primește electroni și un ion pozitiv dacă cedează electroni. Există două numere care caracterizează un nucleu. Primul este numărul de protoni, care se numește număr atomic pentru că definește elementul chimic din care face parte atomul respectiv și ne arată al câtelea este el în tabelul lui Mendeleev. El se notează cu Z. De pildă, dacă Z este egal cu 1, avem un singur proton, este nucleul unui atom de hidrogen. Dacă Z este 6, avem 6 protoni în nucleu, este nucleul unui atom de carbon. Dacă Z este 79, avem 79 de protoni în nucleu, iar elementul chimic respectiv se găsește în poziția 79 în tabelul lui Mendeleev, este vorba despre nucleul atomului de aur. Al doilea număr este numărul de nucleoni, adică protoni plus neutroni. El se numește număr de masă, pentru că ne arată masa aproximativă a nucleului exprimată în unități atomice de masă. Despre unitatea atomică de masă am vorbit în primul curs de termodinamică, mărimi specifice. Cu ajutorul acestor două numere putem reprezenta oricare nucleu astfel. A reprezintă numele nucleului, de fapt simbolul elementului chimic, Z este numărul atomic, iar A este numărul de masă. De pildă, hidrogen 1,1, carbon 6,12, aur 79,197. Și acum ajungem la izotopi. Două nuclee pot avea același număr de protoni, dar numere diferite de neutroni, deci și de masă. Deoarece numărul Z este același, astfel de nuclee aparțin aceluiași element chimic și se numesc izotopi. Din limba greacă ar însemna același loc, pentru că se găsesc în aceeași căsuță a tabelului lui Mendeleev, aparțin aceluiași element chimic.
De pildă există carbon 12, dar există și carbon 13 și carbon 14. Aceștia sunt izotopii din natură ai carbonului. Carbonul 12 are 6 neutroni, carbonul 13 are 7 neutroni, iar carbonul 14 are 8 neutroni. Iar acum să lămurim de ce unii izotopi se numesc izotopi radioactivi, deși n-au legătură cu undele radio. Pentru că în sens general, prin radiație, înțelegem atât unde, cât și particule care pleacă dintr-o anumită sursă, dintr-un anumit loc, și se împrăștie în spațiu, se propagă în spațiu, de obicei în toate direcțiile. De pildă, o antenă care emite unde radio, radiază, dar și un filament metalic încălzit, care emite electroni, împroașcă cu electroni, radiază. În primul caz este vorba despre unde, în al doilea despre particule, dar amândouă înseamnă radiație. Iar cele trei forme negre din jurul cercului central sugerează tocmai această radiație care se propagă în toate direcțiile. Fenomenul în care unele nuclee atomice emit particule se numește radioactivitate, iar unii izotopi au această proprietate și de aceea se numesc izotopi radioactivi. Dar de ce nucleele unor izotopi emit particule? Pentru că unii izotopi sunt instabili. Voi explica de ce într-un curs de fizică nucleară. Deocamdată voi spune doar că nucleele unor izotopi pot trece în stări mai stabile, deci în care protonii și neutronii sunt mai puternic legați prin emisia unor particule sau a unor grupuri de particule. Acest fenomen se numește dezintegrare, iar izotopii respectivi se numesc izotopi radioactivi sau radioizotopi. De pildă, izotopul 14 al carbonului este radioactiv. Particulele emise de izotopii radioactivi pot fi protoni, neutroni, electroni, pozitroni, particule alfa, care sunt de fapt nuclee de heliu și altele. Și probabil că vă întrebați acum, cum pot fi emiși electroni și pozitroni dacă astfel de particule nu se găsesc în nucleu? Dar lumea cuantică e ciudată, după cum puteți vedea în miniseria Lumea Cuantică, așa că nucleele pot emite și particule care nu se găsesc în nucleu. Mai mult decât atât, prin dezintegrare radioactivă, nucleele se transformă uneori în nuclee ale altor elemente chimice. De pildă, puteți vedea aici dezintegrarea nucleului de carbon 14 și puteți vedea că se obține azot. Carbonul 14 emite un electron și un antineutrino și se transformă în izotopul 14 al azotului, care este stabil. Puteți interpreta această dezintegrare prin transformarea unui neutron într-un proton, așa cum arată reacția pe care o vedeți. În acest fel, nucleul de carbon, care are 6 protoni, devine nucleul de azot, care are 7 protoni. Radiațiile emise de izotopii radioactivi au foarte multe aplicații, mai ales în medicină, pentru că pot fi utilizate atât pentru obținerea de imagini ale unor țesuturi, organe sau sisteme, deci pentru investigații imagistice, cât și în terapie, care în acest caz se numește radioterapie. Dar despre utilizarea izotopilor radioactivi voi vorbi cu altă ocazie. Pe curând!